Salvete, soldați ai legiunilor, sau mai bine spus, salvete fortes milites, nobili și cu adevărat fără de egal în virtuți, 146 înainte de Hristos. Iar cei care au stat deja de câțiva ani pe acest canal știu ce înseamnă acest an. Asediul Cartaginei. Era ziua marelui asalt, iar un tânăr ofițer era nerăbdător să-și conducă oamenii în focul bătăliei. Scările și turnurile de asalt sunt împinse spre zid și odată sprijinite de zidurile Cartaginei, acest ofițer este primul militar care să pună piciorul pe zidurile Cartaginei. După cum știm, a spune că asediul acesta ar fi fost sângeros este exagerat de puțin, dar la finalul asediului, ofițerul primește una dintre cele mai înalte decorații din armata romană pentru faptul că a ajuns primul pe zid, Corona Muralis. Acest tânăr se numea Tiberius Gracchus și el avea să schimbe destinul Romei prin propunerile sale și avea să aprindă conflictul dintre populari și optimați. În ultima miniserie din mega sezonul Roma Invicta l-am văzut pe Marcus Licinius Crassus, care a fost de partea lui Sulla, deci un optimat convins și de atâtea ori am pomenit pe optimați și pe populari în toată Roma Invicta, încât ar fi cazul să le dezvolt subiectul. În fond, acest conflict dintre ei a durat până în vremea primului imperator Cezar inclusiv și de aici a plecat totul. Sunt imperator și azi vom vorbi în acest episod mai lung despre frații Grahi și reformele lor. Din nou a fost o pauză, un mic hiat în seria Roma Invicta, însă sper să pot compensa prin acest episod mai lung și desigur avem întrebarea episodului anterior, chiar dacă a trecut ceva timp, ce ofițer cunoscut a scăpat din bătălia de la Care? 5 secunde pentru răspuns. Iar cine a răspuns Cassius, cu siguranță a răspuns corect. După cum am spus și în intro, Cartagina căzuse. Aproximativ 90% din populația orașului fusese masacrată. Asta dacă ne aducem aminte de acel episod. Link în descriere. Iar cine a supraviețuit a fost luat în sclavie. Tot prin această perioadă, Roma își ducea cu multă izbândă reușitele din Elada, iar asta însemna un singur lucru, un flux foarte mare de sclavi, pe care cei bogați i-au cumpărat cu nemiluita. Până acum, în societatea romană existau categoric sclavi, însă nu în număr atât de mare, iar economia romană funcționa în linii mari în următorul mod. Cine era cetățean roman avea automat pământ. De fapt, era o condiție absolut necesară pentru cetățenie, iar acești cetățeni își cultivau pământul dacă nu erau chemați în armată. Cei de la țară își vindeau recoltele altor romani la oraș, iar banii erau destui pentru toți. Cei din oraș aveau grâne, iar cei din zonele rurale aveau bani cu ajutorul cărora puteau oferi o viață mai bună lor și copiilor. Toată problema a fost cu fluxul acesta de sclavi, un flux mare și dintr-o lovitură. Cei bogați îi cumpărau și apoi îi puneau la muncă, evident, și îi puneau la muncă pe terenurile lor, unele în Italia, dar oribil de multe în afara Italiei. Pe acele terenuri creșteau tot recolte de grâu, alte cereale, măsline și alte alimente și cum bogații nu îi plăteau pe sclavi, puteau să-și vândă grâul obținut de pe spinarea lor în orașe, la prețuri mai mici decât prețurile cerute de către cetățenii romani, care pot fi considerați acum drept micii producători. Evident, lumea cumpăra de unde era mai ieftin, iar micii producători rămâneau cu marfa, în ghilimele, în hambare. Cum nimeni nu mai cumpăra de la ei, de la profit au ajuns în curând grav pe minus și aproape tot timpul din disperare ajungeau să-și vândă pământul. Și cine îl cumpăra la un preț de nimic? Același om avut care indirect îl duse pe săracul concetățean la sapă de lemn.
iar bogatul avea acum și mai mult pământ, deci putea stoarce și mai mult profit, iar prăpastia dintre cei săraci și bogați se adâncea din ce în ce mai mult. Astfel, acești bogați se numeau latifundiari, adică oamenii care dețin pământuri vaste. La fel s-a întâmplat și cu meșteșugarii. Nu mai puteau să vândă nimic, sau mă rog, aproape nimic, fiindcă din atelierele private ale bogaților, sclavii scoteau obiecte uneori de o calitate chiar mai mare, dar la un preț mai mic. Deci a crescut și șomajul. Roma trecea printr-o adevărată criză a locurilor de muncă, o sărăcie enormă pentru cei mai mulți oameni, iar cineva trebuia să le rezolve pe toate. Culmea este că reformele pentru a îmbunătăți situația săracilor și plebeilor nu au pornit de la clasele inferioare, ci din clasele superioare, căci mulți oameni de origini nobile se adunau în saloane și țineau dezbateri aprinse pe tema cum să rezolvăm situația. Culmea, mulți simpatizau cu sărmanii și doreau să-i scape din sărăcie, iar o anumită Cornelia, fata eroului Scipio Africanus, avea un astfel de salon. Această Cornelia se mărită cu un anume Tiberius Sempronius Gracchus, un om considerat integru, ales odată cenzor și chiar de două ori consul, și administrase Hispania într-un mod chiar liberal. Au avut 12 copii, însă pe atunci mortalitatea infantilă era ridicată chiar și în rândul aristocrației, iar cei trei care supraviețuiesc se numeau Tiberius, Gaius și Cornelia. Cornelia cea tânără, Cornelia Minor, este măritată cu însuși generalul care a distrus Cartagina, adică Scipio Aemilianus, iar în salonul Corneliei Maior se discutau idei liberale pentru acea vreme, iar Tiberius și Gaius ascultau fascinați, căci Cornelia Maior chiar simpatiza cu plebeii, iar copiii ei aveau să-i urmeze în idealuri. Dăm puțin timpul înainte și ne ducem chiar după căderea Cartaginei. În 137 înainte de Hristos, Tiberius Gracchus, tot ofițer, pleca din Roma spre nord pentru a se alătura legiunilor din Hispania. Prin Etruria vede în ce stare au ajuns micii producători, cetățeni romani în acte, dar acum fără pământ. Mulți dintre ei luptaseră și în campanii, iar Tiberius vede la fața locului că reformele erau o necesitate. Ba chiar scrie despre acești năpăstuiți în corespondența către fratele său Gaius. Sunt numiți stăpânii lumii, însă nu au văzut nicio palmă de pământ care să fie a lor. După ce se crede că a salvat de la anihilare legiuni întregi în Hispania, asta prin încheierea unui tratat cu șefii locali, Tiberius revine la Roma și în 133 înainte de Hristos alege să candideze la tribunat. Oficiul cu o putere colosală. Erau aleși 10 tribuni ca să apere interesele plebeilor în senat. Dacă senatul aducea o moțiune, iar aceasta punea în pericol drepturile plebei, tribunul striga atunci veto, ceea ce însemna mă opun, iar moțiunea era suspendată. Însă toată problema era că tribunii își puteau da veto între ei. Deci, dacă un singur tribun era în realitate omul latifundiarilor, totul se ducea de râpă. Cum se trezește Tiberius tribun? Propune un proiect de lege nemai auzit în adunarea plebeie. Ca în Italia, ager publicus, pământul public, să fie redistribuit săracilor. În primul rând, pământul celor bogați avea să fie restricționat la 500 de iugera, adică vreo 125 de hectare, și doar dacă latifundiarul avea 2 sau mai mulți copii, putea deține 250 de hectare, dar atât. Ce rămânea avea să fie redistribuit săracilor, ori 5, ori 6 hectare pentru fiecare cetățean roman sărac, iar aceste hectare nu puteau fi vândute. Marcus Octavius, colegul său tribun și aparent omul latifundiarilor, îi dă veto de mai multe ori, însă atunci Tiberius profită de încă un, să zic, articol al legislației romane.
Zic articol în ghilimele, fiindcă pe atunci nu era o constituție neapărat scrisă. Tribunul care acționa împotriva voinței plebei avea să fie demis. Tiberius reușește prin vot să-l dea afară pe Octavius din tribunat și constituie o comisie care avea să se ocupe de implementarea reformei, formată din, bineînțeles, el, Gaius și socrul său. Frumoasă afacere de familie! Senatul, care ținea cu bogații, clar nu dorea să finanțeze această comisie, însă Tiberius convinge din nou mulțimile să voteze redirecționarea unor sume recent intrate în visteria publică. Și cum Roma era o republică, nimeni nu-i putea comenta lui Tiberius. Deocamdată. Cine își amintește de episodul cu transformarea Pergamului în teritoriu roman? Eu sigur, până la urmă, eu l-am produs. Și aici ne legăm de acel eveniment. O coincidență masivă face ca în anul 133 înainte de Hristos, regele Attalos al III-lea al Pergamului să moară, iar prin testament să lase pământul Republicii Romane și toată averea personală, care nu era mică deloc. Iar averea lui Attalos a finanțat comisia lui Tiberius. Numai că gurile rele spuneau că Tiberius râvnea coroana și purpura lui Attalos, iar asta echivala cu o acuzație că Tiberius ar fi dorit să devină rege. Pentru Republica Romană asta era crima supremă și pedeapsa era, bineînțeles, o execuție lungă și chinuitoare. Tiberius decide să se apere și candidează a doua oară pentru tribunat, fiindcă tribunii erau sacrosancți, nimeni nu îi putea învinui de asemenea lucruri. Numai că alegerile în Roma erau procese oribil de lungi, căci fiecare votant trebuia să-și depună în mod public votul și totul putea dura o zi întreagă. În timpul alegerilor, susținătorii latifundiarilor dau buzna înarmați cu bâte, conduși culmea de vărul lui Tiberius, Publius Cornelius Scipio Nasica, iar Tiberius este ucis, primind o lovitură cu un picior de scaun în cap. Ca să fie insulta supremă, cadavrul lui este aruncat în Tibru și degeaba cere Gaius senatului să-i permită să recupereze cadavrul fratelui său. Optimații, sau mai degrabă spus, predecesorii optimaților, îi refuză cererea. Chiar și fără Tiberius, reforma tot a avut loc și începeau să apară pietre de hotar cu numele proprietarilor terenurilor, însă uciderile erau la ordinea zilei. Conform legendei, unul dintre susținătorii grahilor a fost judecat și băgat într-un sac cu șerpi veninoși, în timp ce Scipio Nasica este trimis într-o delegație la Pergam peste un an și moare acolo în mod suspect. Scipio Aemilianus moare și el în 129 înainte de Hristos, tot în mod suspect, fix în dimineața când ar fi trebuit să țină un discurs care să apere idealurile grahilor. Acum, în opinia lui Cicero, se conturează popularii și optimații. Primii luptau pentru binele poporului simplu, un fel de liberali, progresiști, în timp ce optimații erau conservatori, care doreau păstrarea puterilor lor. În practică nu erau două partide, pe cât erau două moduri de a gândi, două viziuni diferite, iar acum este timpul ca Gaius Gracchus să preia rolul principal. Omul, ca și fratele său, era un veteran adevărat și luptase alături de Scipio Aemilianus la Numantia, în campaniile din Hispania, și în 123 înainte de Hristos preia și el tribunatul. Având în vedere că seria de morți suspecte, inclusiv cea lui Scipio Aemilianus, îi era chiar recent în minte, alege o cale mai diplomatică decât cea a fratelui său și propune încă o moțiune. De data aceasta, una și mai progresivă. Nu râdeți, se numește pomana grâului, adică ideea ca statul să vândă o anumită cantitate de grâu în fiecare lună la un preț subvenționat unor cetățeni. Această reformă a lui Gaius chiar a supraviețuit și pentru sute de ani Roma a fost singurul stat care furniza cetățenilor ei alimente de bază.
De fapt, Gaius Gracchus a lansat un program întreg de reforme sociale pe lângă continuarea ideilor fratelui său. Un program care poate fi egalat doar de amploarea programelor părinților fondatori ai Romei. Propune ca oamenii să poată face apel împotriva condamnării la moarte și să scoată mita în afara legii, fiindcă, veți fi surprinși, bravi soldați ai legiunilor, mita era în Roma ceva perfect legal înainte. Și pentru a extinde reforma care viza pământurile, propune chiar ca anumiți cetățeni să înființeze colonii în afara Italiei, în provincii noi, precum Africa sau Hispania. Și asta nu era tot. În cei 2 ani consecutivi în care a fost tribun, Gaius dorea să apropie senatul de popor. Într-o cuvântare în forul public se adresează mulțimii plebei, însă nu realizează că tot timpul stătea cu spatele în raport cu senatorii și asta i-a adăugat fără să vrea altă bilă neagră în reputația sa față de ei. Un alt eveniment este că în for se țineau până la construirea amfiteatrelor în Roma luptele de gladiatori, iar cei bogați deseori scoteau locuri la licitație pe o platformă înălțată, un fel de lojă a antichității. Numai că în seara anterioară evenimentului, Gaius ordonă ca platformele să fie demolate, făcând loc pentru mai mulți oameni care puteau acum să vadă luptele în mod gratuit. E uimitor cum a fost ales tribun 2 ani la rând, însă nu este ales a treia oară în 121 înainte de Hristos, căci înfruntă opoziția consulului Lucius Opimius, care oricum încercase să demoleze noua legislație a lui Gaius. Acuzat de fraudă, Gaius ar dori să se retragă din viața publică, însă susținătorii săi doreau violența cu orice preț și în debandadă ucid un conservator destul de proeminent și asta le-a dat senatorilor un semnal de alarmă. Aceștia se înarmează a doua zi și iau cu ei și sclavi înarmați ca să echilibreze sorții în confruntarea cu grahiștii, iar senatorii înving în confruntarea stradală. Grahiștii fiind nevoiți să se refugieze pe colina Aventină. Degeaba încearcă Gaius să-i calmeze pe toți, căci nu reușește și ca să scape se aruncă în Tibru, însă pe malul celălalt, văzând că optimații l-ajung din urmă, îi spune unui sclav de-al său să-l omoare. Fie că a fost omorât sau că a fost vorba de o sinucidere, reformatorul Romei era mort, iar capul i-a fost tăiat și umplut cu plumb ca mai apoi să fie dus în senat. În mod oficial, Cornelia Maior își pierduse ginerele, Scipio Aemilianus și cei 2 fii, iar acum senatul îi interzice să poarte hainele de doliu. Iar în acest timp, gloatele prădau de zor casa grahilor, semn că întotdeauna gloata nu va fi ghidată niciodată de idealuri sau de recunoștință. Până la urmă, grahii au luptat pentru ei. Și de un spirit de turmă animalic, și ca să fie totul o treabă bine făcută, milițiile lui Opimius uciseră 250 de grahiști și arestaseră alți 3000, iar în curând senatul elimină reformele, însă nu se mai putea atinge de prețul plafonat al grâului. De asemenea, senatorii modifică legea grahilor ca de acum înainte acele 5 sau 6 hectare de pământ să poată fi vândute și romanii mai săraci asta au făcut. Latifundiarii au revenit și acum 2000 de latifundiari stăpâneau majoritatea pământului, dar răul fusese deja făcut, rău în ghilimele, căci deși pentru moment optimații păreau că dețin supremația, popularii câștigau în fiecare zi mai mulți adepți, iar unul dintre aceștia era însuși Gaius Iulius Marius, viitorul reformator al armatelor romane. Prin acest conflict deschis dintre optimați și populari avem conflictele Sulla versus Marius, Cesar versus Senatul. Practic, de la moartea lui Gaius Gracchus a urmat un secol caracterizat de băi de sânge, un secol pe care l-a încheiat cu ordine Imperator Augustus. Nu este greu de văzut de ce comuniștii îi apreciau pe frații grahi, lupta proletarilor împotriva unei burghezii.
Însă, în primul rând, grahii au luptat pentru dreptate, ca orice om să-și poată câștiga traiul în mod cinstit și să evite abuzurile în funcție, funcții ocupate prea de multe ori de corupți. Sper ca data viitoare să pot pregăti niște episoade despre împăratul Tiberius, fiindcă sezonul despre vitejii daci se apropie, bineînțeles după sezonul cu asăneștii, și aș dori să-i trec în revistă pe împărații până la Marcus Ulpius Traianus, ca să sincronizez episoadele despre cele două subiecte atât de bine încât războaiele daco-romane să fie episoade comune pentru ambele serii. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!